Ca exemplificare, am pus pe acest ecran, e vorba de bidonaliza principală care a fost solicitată prin documentație, e vorba de LPR și clasificarea autovehiculelor pentru monitorizarea traficului auto. Traficului greu, ce ar putea să fac? Traficului greu sau de altă natură. Poate să fie, clasificarea este foarte complexă și puteți defini, observ, dacă vă interesează, o viziune. Modelul și adică clasificările principale care sunt setate implicit și pe care momentan am lăsat așa, ulterior, în acea lună de care v-am spus la sfârșit, practic se face personalizarea funcționalităților conform cu cerințele stricte ale dumneavoastră, pentru că cerințele diferă de la un beneficiar la altul. Dar clasificarea standard care este definită este după țara de origine a autovehiculului respectiv, cu tipul respectiv, poate să, inclusiv brandul, să recunoască, vedeți, DAF aici, da, sau Opel, sau aia, și inclusiv modelul. Da. Mai departe, nu sunt definite, dar poate să recunoască și culorile. Greutatea mașinii nu, e vorba de la tipul auto.